Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi un iepure cu măsline și afumătură la cuptor. Rețeta nu este complicată, este o rețetă italiană clasică, foarte des gătită aici, în zona în care locuiesc. Am mâncat la vecinii mei de foarte multe ori și mi-a plăcut. Așa că am zis că este timpul să o gătesc și eu, să vă arăt cum este. Ce avem nevoie pentru această rețetă? Iepure. Eu am aici un sfert de iepure. Ceea ce spun acum este suficient pentru două porții. Dacă aveți un iepure întreg, înmulțiți toate cantitățile cu 4. Un sfert de ardei gras, 50 de grame de măsline, eu am negre și verzi, sare, piper, cimbru, rozmarin, un cățel de usturoi, câteva felii de afumătură, eu am aici panceta crudă, puteți folosi Kaiser, puteți folosi speck, ce aveți. Ce găsiți ideal este să fie crudă pentru că se modelează mai frumos. Puteți folosi și acel Kaiser fiert, dar să fie tăiat foarte, foarte fin. Mai folosim un 50 de ml de vin spre final, puțină apă și câțiva stropi de ulei de măsline. Haideți să vedem cum se face această rețetă. Sare, cât iau cu 3 degete și încă o dată cât iau cu 2 degete. Piper, cât iau cu 3 degete. Cimbru, cât iau cu 3 degete. Atât. Rozmarin foarte puțin, pentru că este puternic și nu vreau să se simtă gustul foarte puternic de rozmarin să acopere dulceața cărnii de iepure. Și amestecăm foarte bine carnea. Să se pătrundă toate aromele. Așezăm ardeiul, măslinele, facem un pat pe care vom așeza aici. Luăm o felie de afumătură și învelim iepurele nostru. Îl pansăm bine, bine de tot, peste tot. Și așezăm aici. La fel facem și cu celelalte bucăți. Nu mai mult de o lingură de ulei este suficient. Punem cam 50 de ml de apă. Și acum iepurașul nostru merge la cuptor la o temperatură de 200 de grade. Spre final vom pune și 2-3 linguri de vin alb, cât să dea puțin gust atunci când lăsăm să se rumenească. Acesta este iepurile nostru cu afumătură și măsline. Arată foarte bine, iar mirosul, n-am cuvinte să vă spun cum este, e absolut fantastic, abia aștept să gust din el. Vă spun că nu mai pot de poftă. Deja tropa e aici, pe lângă farfurie. Se face ușor. Nu este greu de făcut, arată foarte bine și vă garantez că vă veți impresiona și familia și oaspeții dacă veți găti iepurele în felul acesta. În maxim 15 minute este la cuptor, nu este multă muncă, dar rezultatul este de poveste. Vă recomand să aveți alături o mămăliguță sau niște pâine proaspătă. Vedeți și rețetele de mămăliguță și de pâine, că și pe astea le am, în format video. Mai vedeți și celelalte rețete cu iepure, pentru că aveți de unde alege. Și o să mai fac. O să mai vin cu rețete de iepure, pentru că știu să-l gătesc în foarte multe feluri. Dacă aveți nevoie de o rețetă, lăsați-mi un comentariu de dedesubt. Mă puteți lăuda, încuraja sau critica. Avem atât de multe de învățat unii de la ceilalți. Dacă aveți o altă rețetă, ceva mai deosebit,
puteți să o lăsați în comentarii și o gătim împreună. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Vă aștept să mai gătim împreună și alte mâncăruri simple și gustoase. Dacă vă place această rețetă, vă rog să o distribuiți și pentru prieteni. Vă puteți abona și la canalul acesta, Poftă Bună Cucina Bradea, dar și la blogul Poftă Bună Cucina Bradea, unde am mult mai multe rețete și scrise și video. La revedere!